Seară bună, domnilor! Seară bună, domnilor! Suntem iată pentru ultima dată la capăt de lună de august 2024, la de la stânga la dreapta. Suntem în data de 27 august, o dată care ar fi putut să însemne dacă clasa politică de la noi din țară ar fi gândit cu capul pe umeri prin vârfurile sale de după 1989 în clipa de față, putea să însemne data de astăzi un pas mare spre ceea ce ar fi trebuit să fie cu adevărat România Mare. Pentru că pe 27 august 1991, dacă mă fixez repede în istorie, Republica Moldova. Sună atât de straniu când spui numele unei astfel de țări, își câștiga independența față de spațiu sovietic, urmând la, după acea dată, capașii firii cei care puteau să îndrepte spre calea cea dreaptă, să ducă la alipirea, așa cum a fost vremea de câteva secole, o țară mai mare decât cea care suntem astăzi. Dar cred că totuși principalul examen de capacitate, examenul de maturitate al clasei politice de la noi, a constat după mine, dincolo de faptul că nu suntem în Schengen astăzi, dincolo de faptul că nu suntem la statutul european al altor țări din blocul estic, examenul picat a fost tocmai cel în cauză. Pentru că și ascultam un discurs de prezidențiabil sâmbătă, nu l-a pus pe cel în cauză, departe gândul de mine, nimeni nu mai are capacitatea de a se întoarce spre ceea ce înseamnă formarea unui stat. Așa cum a fost și este în legea firii, în granițele sale. Iată că 27 august este astăzi doar ziua cuceririi independenței de stat a Moldovei, când în Parlamentul de la Chișinău, în urmă cu 33 de ani, un număr de 274 de parlamentari vota fără doar și poate independența față de Moscova și adoptarea ca limbă de stat a limbii noastre. Ei bine, iată că după 30 și ceva de ani suntem din nou în punctul în care am fost în acea vreme. Chiar dacă, și trebuie să recunoaștem multe din lucrurile bune petrecute în această țară, sunt certitudini pe care nu le putem da deoparte. Suntem astăzi într-o perspectivă a unui nivel de trai care depășește ala lung capacitățile similare ale multora dintre vecinii noștri. Suntem, haide să nu ne ascundem după deget, peste bulgari, peste sârbi, peste greci, poate ceva din data mai recentă, de raportându-ne la cifre statistice de PIB per capita, suntem poate și peste unguri, dar suntem în conjunctura pe care o spuneam în urmă cu câteva clipe. Suntem o țară care încă își mai caută granița de drept, granița de fapt, și și-o vom mai căuta multă vreme de aici încolo, pentru că aș putea spune cu, nu știu dacă cu amărăciune, nu cred că poate fi un privilegiu pe care pot să mi-l pun în dreptul meu, suntem o țară ale căror granițe, cel puțin în partea estică, dor. Punem punct la această parte de prezentare, ne întoarcem de la stânga la dreapta, suntem, cred din punctul meu, într-o situație, aș putea spune, de secetă prelungită, de o criză cum n-a mai fost până în clipa de față. Suntem, aș zice, într-o zonă de impas pentru ceea ce înseamnă capacitatea noastră de a gândi că putem să ne asigurăm de aici încolo și la final de 2024 rata de profit pentru cei care se încăpățânează să creadă că pământul acestei țări poate să dea bună stare pentru cei care muncesc și o hrană de calitate la niște prețuri competitive pentru cei care stăm mai departe în spațiul țării noastre. Mă întorc, iarăși spuneam mai devreme, în urmă cu câteva clipe, la de la stânga la dreapta. Și pentru temele momentului, pentru temele clipei, punctul cel mai de reper se ia de acolo, de la bază, de acolo din lumea satului nostru. Pe cale de consecință, pentru asta de vorbă despre unde suntem astăzi, poate și ca țară, unde suntem astăzi și dintr-o perspectivă a satului nostru astăzi, invitatului meu îi spun seară bună și regăsire în platoul de la stânga la dreapta, este domnul Dan Constantin Dobre, primarul comunei Ghimpețeni, de aici, de acasă, de la noi din Olt. Seară bună, domnule primar! Bună seara, domnule Dorobanțu, mulțumesc frumos pentru invitații. Invitație, mulțumesc pentru că faceți gestul ăsta, eu știu, destul de des, să spun eu, da. Așa, din 3 în 3 luni sau... Cam, cred că în felul ăsta ne vedem 3 luni, poate și un pic. Bună seara de la stânga la dreapta invitaților dumneavoastră, la mulți ani, de ce nu, tuturor românilor din Republica Moldova. Eu le doresc, pe lângă simplu, la mulți ani și să aibă de-a lungul timpului de acum încolo, probabil unii conducători ai lor care se apropie mai mult de Europa și în special de noi. Poate vom reuși peste câțiva ani sau zeci de ani
să fim acea Românie mare pe care ne-o dorim cu toții. E da. Încă, așa cum vedem în diferite emisiuni, observăm o răceală a lor. Generația a doua și a treia sunt nostalgici tot după Republica Sovietică. Din ce am observat eu, numai tinerii înclină spre Europa, spre democrația asta pură, autentică și de vest, să zicem așa. Să ținem seama, da, corect de ceea ce spuneți, dar totuși cred că ne lipsesc poate lor mai puțin, pentru că Maia Sandu, din punctul meu, cred că este un om de stat, era să zic bărbat de stat, nu, președintele lor, doamna Maia Sandu, chiar este un om de stat. La noi se pare că lipsesc acei bărbați de stat care să facă acei pași în care să creeze starea de acceptare, starea de simpatie și ridicarea din sprânceană a oamenilor care trăiesc astăzi în Republica Moldova și să spună, gata băi, ne întoarcem la locul unde ni se cuvine de drept, dar pe tema asta a lipsit bărbaților de stat. Se va reuși acest lucru după ce Republica Moldova va reuși să intre în Uniunea Europeană, adică acela va fi 80%, zic eu, un prag trecut din toate punctele de vedere. Corect. În momentul când ei se vor integra în Uniunea Europeană, nu rămâne doar 20%, adică o simplă unire printr-un referendum. Dar asta eu cred că se va întâmpla nu mai devreme de 10 ani. Acolo mă gândeam și eu la un termen de felul ăsta. Dar haideți să căutăm mai departe termene și fac un apel la un exercițiu de memorie din partea dumneavoastră, domnule primar, să vă întreb, când a plouat ultima oară la Ghimpețeni? O ploaie păi, care să fie ploaie. Considerabil n-a mai plouat. Cred că anul ăsta cea mai mare cantitate de precipitații este venită prin mai undeva la 24 de litri. În august am avut 3 tentative de ploaie, să le numim așa, a câte 5 litri, 2 și una de 4 litri. Stăm foarte prost în zona aceea cu cantitatea de precipitații. Nu numai că avem parte de o secetă pedologică, avem parte și de o arșiță care nu duce deloc la bine, să spunem așa. Rezultatele în agricultura noastră sunt dezastruoase, pot să spun. Eu fac agricultură din 2003. Am început de la 17 hectare și în 2002 mi-amintesc că s-a cosit grâu, dar s-au făcut celelalte două culturi principale, floarea soarelui și porumbul, și s-au făcut în cantități foarte bune încât au acoperit pierderile de la grâu. Anul ăsta suntem la limită cu producția de grâu, pardon, în a ne amortiza cheltuielile. La floare avem pierdere de 3.000-3.500 de lei per hectar, iar la porumb sunt de 4.500 de lei la hectare, adică totale. Putem vorbi în clipa de față, iată, din ce spuneați de 2002, o vreme când s-a cosit grâu, dar acum grâu e de o cantitate foarte mică, porumbul și floarea sunt aproape pulbere. Putem vorbi de cea mai mare secetă din 90 încoace la nivelul Oltului? Cu certitudine, da. Cu certitudine, da. Eu nu mi-amintesc și cred că țin minte aproape tot de când, din 94, de când s-a retrocedat terenul la fermier, la țărani, că s-a mai întâmplat așa ceva, o secetă cruntă. Nu. Este cea mai mare secetă din viața mea și din ce mi-amintesc eu. Putem vorbi de un ajutor care să însemne ceva, care să dea voie să se ducă spre o linie de plutire, cei 200 de euro per hectar, ajutor pe care domnul ministru Barbu de aici, de la noi, de la Olt, spune că îl vor putea primi oamenii când vor depune cerere și se va constata starea de calamitate și se vor face toate actele, pentru că nu e așa. Dacă seceta e din cer pe pământ, birocrația e în floare în tot și în toate. Să știți că orice bănuț este binevenit, nu acopere pierderea, în schimb dă o speranță fermierilor că se pot redresa. Eu, sincer, nu cred că au vreo șansă să se mai redreseze, vor suferi enorm din această pierdere, iar fiecare își va scoate pe masă ultimele resurse și va forța
un început de nou an agricol, dar dacă și acela va fi așa, vom pierde mulți dintre colegii noștri care investesc în agricultură. Și mi-amintesc că la un moment dat Dinescu spunea, nu, de la cetate? Da, de aici, de la Dolj, de pe Marea Dunării. Dom'le, dacă ai un prieten bun și are foarte mulți bani și te întreabă în ce să investească și vrei să nu-i mai aibă, pune-l să-i bage în agricultură. Atunci nu existau subvenții, nu exista Uniunea Europeană și așa mai departe. Am crezut cu toții că e o răutate. E o răutate sau că n-a înțeles el prea bine agricultura, dar uite că acolo am ajuns. Exact ce am spus și la întrevederea dintre fermieri și ministru, dintre domnul ministru, agricultura și problemele agriculturii sunt din cele mai vechi timpuri. Au existat, există, vom pieri și noi, ele vor rămâne. Problema este că noi trebuie să facem niște sacrificii care, sau, care ar trebui să fie prinse într-un plan de țară. Pentru că nu te poți duce așa la voia întâmplării și la voia sorții, dom'le, vedem ce s-a întâmplat și intervenim mai târziu, pentru că este foarte târziu când se intervine. Spuneam în emisiune anterioare la dumneavoastră, sau cel puțin într-una, că România este tardiv să mai prindă Spania la producția de legume. Dacă reușim să mai producem legume pentru noi, să acoperim 80-90% din legumele care ne sunt necesare, ar fi extraordinar. Dar să mai ajungem noi să exportăm legume, mi-e greu să cred că vom mai reuși așa cum s-a făcut pe vremuri. Dacă se va face un plan de țară, trebuie să țină cont neapărat despre situația în care suntem și despre ce mai putem noi să producem. Chiar dacă am produce roșii în abundență, nu suntem competitivi pe piață și niciodată nu o să putem. Aici poate fi de vină și clima, totuși, până la noi. Sigur noi că producem da. Roșii din mai până în octombrie, poate maxim. Sigur că da, dar la tehnica și tehnologia care a apărut, eu cred că ar fi posibil și în ziua de azi să învingem condițiile climatice și cu tehnologia de acum să putem produce mai mult, dar nu o să fim competitivi cu ei. Ne bat și nu e cazul să mai investim în asta. Exact cum ne-am apucat noi să punem acum flori și să ne batem cu olandezii. E pierdut, e tardiv și meciul ăsta. Singura ramură unde mai putem noi să câștigăm în fața lor este în cultura mare și aici să investim în irigații, dar în irigații moderne, pentru că e mult mai ieftin de a scoate apa de pe unde se poate decât să o aducem de la zeci de kilometri și să o transportăm. Lucrul ăsta, eu nu mai cred în irigația asta așa de nivel macro, în sensul de a aduce apă de la Olt până la Ghimpețent sau mai știu eu unde. Este foarte costisitor. Timpul este foarte lung până când ajungi tu să faci un canal așa. Se fac acum, eu știu, în perioada asta modernă, furaje, nu neapărat de mare adâncime, de mică adâncime, în primul strat, să colectează niște bazine, să captează și apoi de acolo să folosește cu panouri fotovoltaice, o grămadă de variante. Eu aici aș vede. Mai avem însă și alte ramuri unde nu numai că suntem deficitari, unde piața este neacoperită și liberă și prosperă, adică în creșterea porcului, la pui stăm bine, pui exportăm și noi. Da, și este un lucru foarte bun. Stăteam de vorbă cu domnul ministru la între patru ochi și îmi spunea că România vinde pui în export la 25-27 de lei bucata, la 2 kg, 2 kg 200, crescuți numai cu făină de porumb, de unde și culoarea aceea galbenă. Da. Iar tot România importă pui la 15 lei și 17 lei din Ungaria, crescuți cu
furaj, bateriile mari. Cu 70% furaj. Furaj. Și restul nu știu ce, dar noi suntem o piață de consum care ne uităm întotdeauna la preț și niciodată la calitate. Asta e o greșeală de-a noastră, trebuie să ne asumăm, trebuie să o recunoaștem. Chiar dacă România produce mai multă carne de pui decât necesar, reușește să penetreze piața la export cu prețuri mult mai bune, pentru că oamenii din afară apreciază știu, calitatea. Știu ceea ce caută. Sigur că da. La porc este un segment descoperit, a fost și pesta porcină, adică nu e nici de glumă că se poate apuca oricine în orice condiții să crească, pentru că își asumă un risc colosal și lucrurile nu sunt simple. Aici văd eu, la carnea de vită, noi încă nu suntem un popor care consumăm carne de vită și dacă nu consumăm, nici nu prea ne place să creștem, dar ar trebui să facem ceva și în sensul ăsta și să dezvoltăm niște linii, măcar de produse, de produse finite. Dacă mergem în magazine, supermarketuri mari, foarte mari, o să găsim din produsele astea finisate sau finite de carne de vită, cred că 5% din ce e acolo, restul e numai din import. Nu avem nici măcelării, nu avem nici abatoare performante sau cu tradiție în carnea de vită. În rest, ce să vă zic, om trăi și om vedea, dar lucrurile nu-s de glumă. Trebuie investit foarte mult și făcut un plan național de durată de 15-20 de ani în care să cuprindă foarte atent, adică să se intervine de la început. Dom'le, e păcat ca România să importe ceapă și usturoi. Și import. Și importă cantități importante. Acum știți, economia de piață spune, dacă kilogramul de ceapă care vine din Cipru, din Turcia, pică mai ieftin decât ceea ce facem noi, automat te vei duce la piață și o cumperi pe aia de la turci, că e mai frumoasă, e mai mare, mai arătoasă. Păi, dar știți de ce nu suntem noi competitivi? Noi n-am ajuns încă să facem producția acelea de peste 40 de tone la hectarul de ceapă. La hectarul de ceapă. Atunci se pot face 40 de tone? Minim 40 de tone, adică ceapă din sămânță să duce la, până la 80 de tone. Și sunt niște fermieri în județul Telorman care fac lucrul ăsta și reușesc. Și atunci nu mai pui problema că nu ești competitiv chiar dacă faci 1, chiar dacă vinzi cu 1,3 lei sau da, 1,4 da. Lei. Haideți să facem un calcul, parcă mi-e frică să fac un fel de calcul să-mi dau seama la cât ar însemna. 20.000 de euro la hectare, atâta sunt. Adică ce seara. Porum și grâu și fără soare să ai puse încă să-ți scoți banii ăștia, nu ai cum? Nu, dar e păcat că piața e încă liberă, dar dacă noi cultivăm ceapă și obținem producții de 10 tone, automat că nu poți să o vinzi cu 1,3 lei și să te bați cu ăla care a făcut 80 de tone. Chiar sunt costuri mari pentru înființarea unei culturi de ceapă? Nu. Nu sunt mari, însă, vedeți dumneavoastră, la proiectele acestea care le-au făcut tinerii de 40.000, de 50.000, acum de 70.000 de euro, le-au pus niște condiții foarte dificile. Adică ei nu-și pot cumpăra un tractor dacă au 4 hectare, chiar dacă au bănuții ăștia, nu pot să-și cumpere un tractor de 40 de cai, că nu acoperă. El trebuie să-și ia un tractor maxim de 20 de cai sau 25 de cai. Păi și dacă iar un cu tractor... aportul tău restul de bani... Păi nu iau. Dar dacă îi lăsați să-și cumpere un tractor de 35-40 de cai, o semănătoare de arpagic, de ceapă, fie ea din sămânță și așa mai departe, atunci au fost gândite un pic pe repede înainte. Nu s-au bătut fermiere foarte tare cu cei care au conceput ghidul și din încăierarea asta, să spun așa, să iasă niște soluții extraordinare. Ei au pus, domne, 5 cai pe hectar. Câte hectare ai tu la proiect? 4 hectare. Ok, 4, 5, 20. N-ai voie să-ți iei tractorul mai mare de 20 de cai. Iar la 20 de cai sunt numai făcători. Nu poți să faci cu tractorul ăla de 20 de cai agricultură, să pui ceapă și 2-3 hectare de ceapă să le muncești cu tractorul ăla de 20 de cai. N-ai nicio șansă. Îți trebuie un tractor
de minim 45 de cai. Și așa mai departe. Și vedeți dumneavoastră, i-a obligat, le-a recunoscut cheltuielile care nu-i ajută prea tare. I-au omorât cu solarele astea. Da, unde s-au dat bani totuși. Da, și îi obligă să facă solarul, nu e atât de simplu de făcut. Și costă destul de mult. Iar trăim cu toții abundența aia de roșie și ajunge la 2 lei sau nu se uită nimeni la ea o lună zile, după aia iară bubuie prețul, dar nu mai are nimeni. Da. Trebuie făcut și aici ceva în sensul ăsta. Cu usturoiul iară e o chestie bună sau extraordinar de bună, dar încă nu avem tehnologie să-l recoltăm și să îl scoatem așa cum ar trebui în condiții optime. Toată lumea face tot empiric sau cu un combinator, toate chestiile improvizate, iară cu oameni, iară cu nu știu ce. E destul de complicat și destul de greu. Da, să ținem seama de asta totuși până la urmă, dar cred că e foarte greu să te duci cu oameni foarte bine pregătiți la cei de la Bruxelles și să le spui, uite, noi vrem să facem asta, noi vrem să facem asta pentru că și acolo sunt niște filtre, cred că mai aspre decât cele care sunt, de fapt, în ghidurile care se pun în practică pentru noi. Să știți că n-a depins de ei aici. Oamenii care au făcut ghidurile au fost români. Oho. Și le-au făcut, au fost lăsate în consultare, firmele astea care scriu proiectele practic s-au bătut, dar fără fermieri și fără oameni lângă ele au zis, domnule, voi urmăriți doar interesele și pe noi nu da, ne partea interesează, de, partea de lăsați-ne pace cam atât. Că nu vedem producătorii agricoli lângă voi. Și s-a trecut cu vederea și am fost prejudiciați în sensul ăsta că nu văd că ar avea un maxim, nu are randamentul care trebuie, ei toți ar fi vrut să-și ia tractor. Da, și că de acolo începe, da. Era altceva în momentul când își lua tractorul legat, dom'le, trebuie să-mi iau și semănătoare pentru a pus și apa, trebuie să-mi iau și mașină pentru scos și apa, trebuie să-mi iau și o mașină care să îi taie cozile la ceapă, care să o calibreze și așa mai departe. Dar acum, vedem, poate, la sesiunea următoare vom avea parte de lucruri mai bune. Poate fi de ceea ce înseamnă secetă și vorbind de pagubele despre care comentați dumneavoastră mai devreme, care sunt certe, le vede fiecare dintre noi, poate fi învinovățit statul de dezastru din agricultură? Eu nu aș putea să spun asta și nu cred că este vinovat statul. Statul putea să intervină, adică să aibă un plan din ăsta să sconteze ceea ce urmează ceea ce urma sau ce a urmat sau ce trăim noi în clipa de astăzi de mai devreme, dar până la ultima guvernare vă amintiți vreuna cu continuitate sau cel mai mult stătea un premier 2 ani de zile, toată lumea se bătea să dea jos premierul, da, și guvernul, n-avea, da, nimeni alt scop. Domnule, am reușit chestia asta, ok, trecem noi. Nu apucam să cunoaștem toți colegii din minister că picam și noi. Fie printr-o tragedie, cum a fost și aia de la colectiv, de la colectiv, sau diverse greve și alte nebunii care s-au întâmplat. Adică lucruri. Puneți pe seama unei lipse de continuitate din ceea ce înseamnă niște politici publice care să înceapă de aici încolo și să nu se atingă nimeni de ele vreme de 5-10 ani. Domnule, votăm în Parlament toți? Da, da. Astea le respectăm. Și atunci nu mă mai interesează cine e la guvernare, eu veghez și îl trag la răspundere pe cel care e la guvernare că a făcut abateri vis-a-vis de ce am hotărât. Și asta e esența. Ce aș mai vede eu, iară un plan sănătos care, dacă nu-l vom face, o să avem iară de pierdut enorm. Și știți ce? Introducerea sistemului financiar în sistemul de învățământ. Învățământul se vorbește de o grămadă de timp și de ani că va fi reformat. Domnul Dorobanțu, atâta vreme cât muzica, desenul, sportul, religia sunt materii importante,
În condițiile în care toată lumea acum de pe telefon joacă pe bursă, da, faci tu nu faci educație financiară? Educația financiară automat îi va învăța pe copii primitiv, dar să știe, domnule, ce înseamnă un buget, ce înseamnă venituri, ce înseamnă cheltuieli, ce înseamnă o rată, ce înseamnă o marcă, ce înseamnă un brand. E abia atunci încep să-și facă niște calcule, domnule, e ok să mă duc eu să mă împrumut? Pentru că nimeni nu-și dă seama, automat, ei când se împrumută, fiind mulți, creează inflație. Da. Inflația te omoară și pe tine care te-ai capitalizat. Că te distruge, te face, nu mai știi de tine, că tu te-ai capitalizat și ai ajuns la 1 milion de euro. Dar ei dacă se împrumută și îți creează o inflație de peste 10% anual, tu te trezești în 10 ani că nu mai ai nimic din acel milion. Deci lucrurile sunt pe termen mediu și lung sunt foarte nocive. Iar dacă nu vom investi intelectual sau dacă nu vom investi în sistemul ăsta de educație, prin educație financiară, o să ne trezim vai de mama noastră și nu o să ne salveze nimeni. Toată lumea fuge să ia împrumuturi și credite. De ce? Nu înțelege nimeni. Spune, dom'le, dar eu vreau să-mi iau împrumut, ce treabă ai cu mine? Dom'le, un împrumut pe o perioadă de 30 de ani este sinucidere curată. Și toată lumea face lucrul ăsta. Păi spuneți-mi și mie, în ce țară obțin băncile profituri mai mari decât în România? Păi nu, profitul unei mari bănci austriece pe anul trecut, pe 2023, era una dintre știrile pe care am prins-o, cred că chiar în cursul zilei de astăzi, era undeva de vreo 42%. Dați-mi voie să spun că sunt și cămătari din aia care îți dau bani la negru, care cred că nu au făcut profit de banii ăștia. Păi și atunci în condițiile în care au plătit utilități, personal, taxe către stat. Trebuie să pregătim populația, întreaga populație pentru lucrurile astea, să înțeleagă, domne, eu dacă am 1000 de lei și investesc pe bursă și am câștigat într-o lună zile 10 lei, este foarte ok, foarte bine, este suficient. Și de-abia atunci, după câteva lucruri din astea, îți dai seama, domne, dar dacă eu mă duc și mă împrumut și îmi pun ăștia o rată cu o dobândă de 10% pe an, adică 2,5 plus roborul. Cum mai e ok? Adică tu dintr-o 1000 de lei abia tu să produci 1% pe bursă și din coace îți permiți ca dintr-un salariu să plătești o dobândă de 10%? Cum? Tu câștigi 1% și plătești 10% dobândă? Nu ai de unde. Este logică treaba. Și asta afectează indicele de inflaționist. Care ucide tot capitalul. Care o duce să vedem ceea ce înseamnă calitatea vieții. Sigur că da. Și noi, ca să ne revenim din chestia asta, numai așa vom reuși să investim foarte mult în educația financiară a cetățeanului. Dacă vom face asta, vom fi salvați. Dacă nu vom face asta, vom deveni sclavii băncilor. Chiar dacă nu ne place, acolo vom ajunge. Aș vrea să văd acum, la sfârșitul lui septembrie, ceea ce vorbeam noi, că introducerea la e-factura ar trebui să crească colectarea TVA-ului la bugetul de stat cu cel puțin 10%. Și toată lumea așteaptă chestia asta. Și s-ar putea, adică în opinia mea, nu ar trebui să mai fie sincopele astea, n-ar trebui să mai scape nimeni. Da, pentru că ele se încarcă, practic. Nimeni n-ar mai trebui să accepte facturi fără indice de... Păi n-ai cum să le mai accepte. Toată lumea știe în timp real să știe ce se întâmplă. Da. Adică prognozele pe care statul le face ar putea să fie prognoze la clipă. Avem în mișcare un număr de, să zicem, un număr N volum de facturi. De marfă, ăștia sunt banii care marfă, se mișcă în economie, TVA-ul ăsta va fi de plată și colectat și așa mai departe. Ceea ce vor ei să facă pe mediul online cu cumpărăturile, iar este o problemă și trebuie și aici acționat. Nu trebuie să ne dăm înapoi. Noi ca și clienți luăm firmele în brațe. Dar ce te deranjează, domnule, că ai un card? Ca să știi cine ești tu și că ăla a vândut către tine și n-a plătit impozitul. Ție nu-ți face nimeni nimic.
Aici poate fi vorba și de o interpretare proastă. Dar iar ajungem că dacă omul ar avea o educație financiară la bază serioasă, da, corect. Atunci n-ai mai avea problema asta, să toată lumea ar fi de acord. Cum să nu mă deranjeze pe mine când ăla nu dă factură? Păi nu automat mi-a creat inflație, economie gri și neagră și subterană? Care nu e sănătoasă. Cred că în clipa de față procente însemnate din ceea ce înseamnă cumpărăturile pe care le fac persoanele fizice sunt cele care se fac pe cele 3-4 mari site-uri din China, unde găsești niște produse la niște prețuri încât te întrebi, frate, stai un pic, ăștia cum pot să vândă la asta? Și facem. Păi dacă transportul costă atât ambalajul, costul de producție atât pe impozitele și taxele, pe cine l-a produs și câștigă? Da, și te întrebi oare dacă îți mai face cumva și livrarea pe avion, te întrebi oare pur și simplu dacă ai pune un plic cu o scrisoare către cineva din China, către prietenul tău din Wuhan, din Beijing, de unde vrei din China, cred că timbrul la scrisoare ar putea să coste mai mult trimis tot în același mijloc decât produsul în sine. Și te întrebi cum pot aia să vândă la prețurile alea. Așa este. Și acceptăm cu toții și dacă sare cineva să vină să spună să-ți faci un card pentru cumpărături și în format electronic, nu e nevoie de el în mod fizic, țipăm cu toții că statul vrea să vadă dacă îmi cumpăr odorizante de cameră din China. Nu, domnule, asta e normal și trebuie să ne asumăm că statul nu are nimic cu mine, cel care am cumpărat. Are cu cel care a vândut să vadă dacă s-a înregistrat, că în baza lui de date, și atunci n-am mai avea nevoie nici de atâția funcționari. Cum acum ANAF-ul merge pe la diferite locații unde persoana X a cumpărat din metro sau dintr-un supermarket, că ați văzut, la metro n-ai cum să... E legitimație, da. Legitimație? Da. E simplu, da, exact, n-ai, da, poți să ai toți banii din lume, nu poți să cumperi. Adică ăla te-a identificat în start. Te-a cine căutat ești pe codul ăla de al tău și... Ăștia au văzut, domnule, ăsta a cumpărat marfă de 1,5 miliarde. Păi pe cât poate să mănânce? Da. Automat ei deduc că ăsta are un PFA, are ceva și vinde și a băgat marfa, da, și a vândut-o așa. Nu? Da. Și nu e logic? Că nu e niciun deranj pentru tine ca persoană. E un deranj pentru cel care a vândut. Și nu asta vrem, domnule, să se plătească toate taxele și impozitele la stat aferente banilor pe care noi îi plătim. Pentru că noi îi plătim, suntem de bună credință. Ce ar însemna să nu dea nimeni și să se facă totul așa haotic? Păi de unde să-ți plătească pensie? De unde să ai servicii în spitale de calitate? De unde să ai străzi de calitate? De unde să ai investiții la nivelul ăsta? Dar în țara asta știi ce n-am înțeles? Eu n-am înțeles cum Constituția statului ăstuia îți garantează ție ca cetățean dreptul la viață. Că este unul din articolele din Constituție, da? Da? Și dacă eu îmi garantează dreptul la viață cu vârf și îndesat, da? Ar trebui, dacă eu în America am pățit ceva sau într-un stat al lumii, mă adresez ambasadei, ar trebui să mă aducă în țară că sunt cetățeanul lor și îmi garantează dreptul la viață. Domnul Dorobanțu, explicați-i, domnule, cum mergi pe-n pădure, mă mâncă ursul și n-are nimeni treabă cu ursul. Cine are atunci dreptul la viață, ursul sau eu? Păi nu, dacă ținem seama de presiunile care se fac în spațiu public de acele fundații și ONG-uri care vin și apără drepturile ursului... Da, ăia sunt în limita Constituției Române. A nației este, a poporului, da, român. Și Constituția e sfântă. E Biblia poporul ăsta. Da. Și dacă eu am dreptul la viață garantat și mă mănâncă ursul și eu n-am autorizație, n-am voie să-l împușc. Da, intră ursul peste tine într-un sat, să zicem, de la Coale Muntele din Argeș, Brașov, pe undeva, intră ursul domnule, peste tine. Domnule, știți câți oameni au murit pe an atacați de urs? În ultimii 10 ani? De când s-a blocat chestia asta tâmpenea? Statistic vorbind, și știu ce vorbesc, minim 57, maxim 68 de persoane au fost omorâte pe an. Omorâte, nu rănite. Atunci, ca și vânător, cum explicați totuși excedentul ăsta de populație, de că trecem dintr-una în alta, dar totuși vreau să stăm și pe tema asta de vorbă, de urși. De excedentul ăsta? Da. Păi credeți că este așa ce spun ONG-urile, că dom'le, noi am tăiat pădurile și au plecat urșii? Da. Fals. Da. Păi am început să construim în mediul lor sălbatic și i-am deranjat și i-au coborât. Păi cum dracu i-am deranjat noi că ei se simt foarte confortabil pe lângă noi, pe un Brașov, pentru că nu mai aleargă după hrană, o găsesc foarte simplu, fie în tomberoane, fie în gospodării, fie când te atacă pe tine.
Dar păi și atunci? Constituția, păi, putem, asta e, putem, da, vorbi o emisiune întreagă. Să vă spun ce s-a întâmplat cu Ceaușescu la o vânătoare și cu cel care a murit înaintea lui și a luat în locul, Gheorghe Maure. Deci. Și Maurel. Da, Maurel a fost mâncat de urși și tratat la spital la Paris și așa îl ghiranea ursul și nimeni n-avea curaj să tragă în el. S-a dus un copil și a împușcat ursul. Și a luat ăstuia pușca și 3 ani de zile în judecat, numai asta întreba, de ce a împușcat ursul dacă n-avea autorizație? Păi domnule, nu înțelegi că îl mânca pe ăla. Domnule, dar n-avea autorizație. Da, și ne întoarcem în ceea ce înseamnă birocrația noastră. Și legislație. Da, și ne mănâncă, aș putea zice eu, ca o figură de stil, cred că mai mulți dintre urșii care sunt pe lângă noi, nu neapărat aia care ies pe marginea drumului când merge la munte, pentru că sunt, ipotetic, metaforic spus, atât de mulți urși prin preajma noastră. Haideți să căutăm ursul undeva într-un puț. E figură de stil ceea ce vin eu și vă întreb. Ale cui sunt și cine le poate folosi apele din prima pânză freatică? E tot un fel de urs, da, și aici. Da, este avuția statului administrată, adică de apele române. Adică eu am o suprafață, să spunem, comasată pe undeva într-o zonă de lungă, de vreo 3 hectare de pământ și a spus mai devreme că ceapa este o cultură profitabilă și vreau să pun ceapă. Ceapa asta este o mare consumatoare de apă, că nu se poate. Și mă apuc și îmi fac vreo 3-4 puțuri. Mă ceartă cineva, sunt bun cumva de plată, încalc vreo lege dacă mă apuc și scot apa aia de acolo să ud ceapa care o pun pe pământul meu. Domnul Dorobanțu, dumneavoastră aveți... Haideți să vedem cum e cu ursul ăsta aici. Este. Da. În județul nostru, chiar la Dănesa, există un băiat, Mărinică, care are el o fermă de meri făcută pe proiect și face și sucuri, face și în ecologic și așa mai departe. Copilul acesta a făcut pe proiecte toate investițiile de acolo, în înființarea de livezi, în procesarea merelor de a obține sucuri și ce mai face el pe acolo și o parte le dă la export numai pe bio. Și omul ăsta a furat câteva puțuri și s-a mai autorizat să utilizeze apa aceea care curge pe canalul ăla de fugă de lângă baraj. Da. Da? Și s-a autorizat să o folosească la irigații. Na, la hectarul de mere, eu știu dacă are nevoie el de 20.000 de metri cu 30.000 de metri cu pan, că sunt destul de rari, na, nu știu dacă are nevoie de apă ca la porumb, un 300 de litri pe metru pătrat pe an minim, să zic. Aha. Eu. Dacă forezi un puț, eu vă spun din experiență pentru că am trăit-o. Costurile sunt de 1000 de euro. Vorbesc de puțuri de astea empirice, de suprafață. Da. Cu țeava aia de plastic. Plastic care e de canalizare PN6, nu, da, PN8, să fie scumpă și așa mai departe. 250 de lei o țeavă la 6 metri. Cu, sau 3-400 de lei, nu știu. Cu 6-700 de lei rezolv problema tubului. Apoi săpatul, nu știu cât iau ăștia de metru, în orice caz, mai mult de 1000 de euro fără să dai pe acolo, ți-ai făcut un foraj de mică adâncime în apele astea de suprafață care nu sunt pentru băut sau, eu știu, să folosească în industria alimentară, să zici, domne, ai făcut un dezastru. Ca să autorizezi lucrul ăsta, fără 250 de milioane și nerv de oțel și 8 luni de zile, n-ai nicio șansă. 25.000 de lei? Da. Nu, adică, păi stați puțin, de ce? E pământul meu, sunt cetățeanul țării ăștia, am dreptul la viață, am resursele, dreptul să câștig. Resursele, minerale și da, toate sunt ale, cele, da, sunt am înțeles. Da. N-are nimeni o problemă, că noi toți vrem să o plătim, dar nu putem să o plătim dacă nu avem aceste autorizații care se obțin foarte greu și costă foarte mult. Dar deci problema instituția asta... de autorizare în cazul păi, dar știți care apele române? Apele române. Știți care e paradoxul? Că ANIF-ul aduce pe canalele alea apa gratis. Da. Dă curentul subvenționat cu 50%. Da. Celor care folosesc apă din canalele ANIF-ului. Iar la ceilalți care au foraje sau care au alte surse de apă, o baltă, da, făcută de CAP-uri, de
vechea organizare, forma de organizare de dinainte de 90, au fost bolți în fiecare comună, făcute pentru a se iriga. Aveau legumicultură, fiecare CPO avea acolo, 50 de hectare, 100 de hectare, obligatoriu puneau legume, pe care le irigau. Bălțile alea de-a lungul timpului s-au colmatat sau, eu știu... Da, nu le mai corez, nu ai grijă de ele. La revedere, nu le-a mai folosit nimeni, că nu mai existau. Acum toată lumea s-a dus către ele. Hai, Dumnezeu, să le decolmatăm, hai să insistăm, hai să facem ceva, să vedem cum ajungem la ce făceau ăia. Și unii dintre noi am reușit, alții sunt în curs de a săpa, a investi acolo. Când a ajuns să termin toată povestea, Dumnezeu, mi-am pus contor, mi-am pus tot, vreau să plătesc apa, veniți să facem contract. Dumnezeu, stai puțin, că nu e baltă autorizată. Autorizată că ce? Păi trei autorizată, balta și barajul. Barajul e un dig de un metru, un metru 20, adică nu avea nicio valoare. Eu nu bag apă în balta asta ca să zdrup barajul. Eu scot apă ca să irig. N-am nicio treabă cu barajul următale. Eu vreau să-ți plătesc apa, uite contorul. Dom'le, îmi pare rău, nu poți să plătești. Da. Domnilor, luăm o foarte scurtă pauză și după ne întoarcem la ceea ce înseamnă, aș defini-o ca o sinteză la cele prezentate mai devreme de către domnul Dobre, lupta asta cu urșii, nu cu urșii care ne ies pe marginea drumului, cu urșii care sunt în fiecare clipă pe lângă noi, cu urșii care până la urmă vin și ne dau cu gheara în cap, pentru că dacă vrem să facem ceva, trebuie să ne lovim de birocrația unui stat unde dați-mi voie, cred că lucrul cel mai facil e la când te scarpi cu mâna stângă la ceafă pe partea dreaptă și invers, pentru că ăsta e chiar un flec dincolo de ceea ce spunea domnul Dobre mai devreme, când vrei să te duci la stat, să intri în limitele legii și îți dai seama că n-ai cu cine să stai de vorbă, dar mai multe după o foarte scurtă pauză, din nou la de la stânga la dreapta. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Domnilor, suntem pentru cea de-a doua parte de la stânga la dreapta. Comentam la capătul primei părți cu invitatul meu în această seară în platou, domnul primar de la Ghimpețeni, Dan Constantin Dobre, despre sistemul birocratic din țara asta, care te pune la un moment dat pe gânduri. Pentru că, da, dacă ai o suprafață de teren și vrei să folosești apă din pânza freatică de suprafață, care se află undeva ca într-un sinus, să zicem, la 6, 8, 10, 12, 14 metri maxim până la urmă, și vrei să faci din asta plus valoare în țara asta, trebuie să încerci să dai banii pe apa aia, că resursele sunt ale statului. Bun. Și nu credeți că sistemul ăsta poate fi făcut mai simplu, în sensul că, dacă tot vorbim de autonomie locală în țara asta, nu se poate crea pârghii de competență autorității locale, în cazul nostru, de la Ghimpețeni, e pe raza UAD-ului în cauză și decidem noi cum să facem, respectând o lege cadru și gata. Fără să mai fie nevoie de mers la Pitești, București, Craiova, după consultanți, după aprobări la toate instituțiile care țin de picătura de apă. Noi am purtat discuțiile astea cu domnul ministru și cu cei de la Apele Române, că a fost un întreg scandal și de 2 ani de zile ne batem pe chestia asta. Domnule, face ceva. Au promis acum că vor lua cel puțin apele la Ministerul Agriculturii și că vor rezolva cumva problema asta. Deci noi nu ne dezicem de plată, că nu sunt 70 de lei la 1000 de metri cubi. Nu e o sumă colosală. Aceea sumă o plătește și orașul Slatina pentru 1000 de metri cubi pe care o extrage și din o pune puțul. În rețea. Da, adică nu e gratis nici pentru apa populației, de consum al populației. La același preț se vinde, numai că nu poți să obții, nu te bagă nimeni în seamă. Dom'le, autorizează-te. Păi ce să mai autorizezi, dom'le, că la costa nu l-am făcut eu. Pe ăsta l-am făcut, e construit din 1960, există în inventarul comunei, există de când e lumea aici.
Și asta s-a făcut, ăsta a fost scopul construcției lui, irigatul. Ce vrei să-ți fac eu? Sau l-autorizez? Ce să-i autorizez? Da, și cu atât mai mult cu cât el e în patrimoniu unui UAT, lasă-mă naibii în pace și ia din zona Ministerului Pădurilor și Apelor, ia zona de ape duo acolo unde arde în partea agriculturii și restul stop joc, faceți mai departe ceea ce vreți. Dar din păcate se pare că urșii cei mai de lupte, și o să țin minte asta ca un leitmotiv, ca un fel de fir, sunt aia pe care, aia care merg în două picioare, pe care îi ținem noi prin preajma noastră și cei care de fapt ne învârtim în jurul cozii. Urșii știți că au și coada un pic mai scurtă, căutând o să o prindă de la un cap ca să ne facem de lucru. Și pe tema asta, ca să închidem, credeți că se poate face agricultură numai folosind sistemul de irigații sau el este o parte complementară a ceea ce mai trebuie să ne mai dea și cel de sus care nu ne cere 70 de lei pe 1000 de metri cub de apă? Dacă clima este atât de vitregă cum a fost anul ăsta, producții record sau ce vorbeam noi că în sistemul de irigații poți să faci la porumb 15-18 tone, n-ai nicio șansă. Adică Dumnezeu și natura trebuie să te ajute cel puțin cu 40%, 30-40% din cantitatea de apă sau din care utilizezi. Temperaturi. Nu mai polenizează, degeaba l-ai făcut o... Până la urmă, orice cultură e iarbă până în momentul când ea fructifică. Da. Și dacă atunci nu poate să polenizeze, că la 37-38 de grade ia foc și polenul. Și cum am avut noi 40-41 de grade, n-avem situația devine groaznică. Și când să mai pui? Că anul ăsta am semănat pe 25 martie. Da. Adică erau Unde să te duci? Te duci în februarie să semeni porumbul ca să eviți temperaturile astea de vârf care încep acum, care în de vârf, că sunt din iunie, mai, iunie, da, din mai până chiar. În septembrie, că septembrie chiar glumeam ieri cu un cetățean, zice, pe ce o septembrie, nu mai e lună de toamnă, de multe, de vară. Da, a luat auspiciile de fapt a unei luni de august până la urmă, septembrie. Eu cred totuși că lucrurile domnul Dorobanțu pot fi îndreptate și dacă ne ajută Dumnezeu ca țară după alegerile astea parlamentare și prezidențiale să trăim într-o liniște, cred eu, și să avem o continuitate sub orice formă la guvernare pe o durată de încă 4 ani, atunci cred că lucrurile, o stabilitate, o minimă stabilitate de 4 ani de zile la guvernare, chiar dacă nu va fi PSD-PNL, va fi PNL-PSD sau cumva... Sau care ori mai fi pe acolo. Care ori mai fi, dar ăștia deocamdată au fost și mai serioși și cred că vor fi. Atunci lucrurile ușor, ușor se vor îndrepta pentru că o să ne întâlnim destul de des cu ei și o să le repetăm chestia asta până când vor face ceva în sensul băga ăsta. La cap și vor și face. Sau cred, să știți că domnul Barbu chiar a fost interesat și deschis, dar acum toată lumea cere și secetă și irigații și... Toată lumea cere câte ceva și pe Ucraina, domne, intervină pe import și pe export. Și uite, ne-a dat Dumnezeu cu domne, mai batem. Voi vindeți-o, păi nu mai avem ce. Și acum ce să vă fac eu? Acum nu mai aglomerați în port, că nu mai au ce să vând. Da. Acum poți să vină fără niciun fel de grijă. Da, firmele americane din Ucraina să vină să-și vândă greu. Închid paranteza cu firmele americane, că se pare că nimeni nu vrea să spună la lucruri pe nume. Marea pondere din ceea ce înseamnă cultura mare din Ucraina este în mâna unor traderi de succes din zona americană, dar știu mai bine pentru ce se mai bat pe acolo și ar trebui poate să fie pace. Haideți să trecem într-o altă zonă. Sâmbătă am văzut și eu și dumneavoastră pe viu discursul de asumare a candidaturii la funcție de președinte al țării din partea domnului președinte al PSD-ului Marcel Ciolacu. Din punctul meu, mai degrabă, a fost un discurs reactiv de prim-ministru în funcție, care parcă vrea să spună ce ar putea să facă mai departe în funcție pe care o deține în clipa de față. Dumneavoastră, cum l-ați interpretat? Domnul Dorobanțu, eu am spus-o într-o emisiune anterioară sau acum un an de zile că cel mai potrivit candidat ar fi un fost membru PSD și cred în continuare că acolo se va ajunge, că nu e o problemă că se
retrage domnul Ciolacu și cedează... Au mai fost cazuri în istoria noastră când s-a întâmplat asta? Eu așa o văd, o chestie nu sănătoasă, foarte sănătoasă și utilă României. Și dacă căutăm fișa postului în care ne dăm seama și le spunem și celor de acasă, îmi cer scuze pentru paranteza care o voi face, că funcția de președinte a unei țări este, pe conform Constituției noastre, este de fapt un apendice, o continuare a funcției de ministru de externe. Dați-mi voie să spun că respectivul, după un mandat de ministru de externe precedat de un mandat de ambasador în state, după o funcție deținută numărul 2 în structurile NATO, eu cred că atunci când ar fi nevoie de reprezentativitate, reprezentare a țării, nu mai trebuie să spună cum îl cheamă, că când știu cei cu care se pune la masă. Și atunci, zic și eu, nu dau cu parul. Și să pot trage multe concluzii. Eu cred, așa văd eu lucrurile, că va renunța sau va fi o înțelegere, va fi un pact și PSD-ul va sprijini candidatura domnului Joan. Nu știu de ce, dar... Eu aș merge mai departe să avansez prezentarea dumneavoastră, să spun că poate și cei de la PNL își vor da seama că Nicolae Ciucă e un om de intenție bună, dar care, pe care îl pot lăsa și la vatră să priceapă că totuși, din punct de vedere al diplomației, Mircea Joan ar fi poate cu mult și peste Nicu Ciucă. Eu cred că PNL-ul deja s-a consolat cu ideea că nu poate să mai dea anul ăsta președinte. Da. Așa cred. Și este o părere personală, la fel ca și am înțeles. Aceea... Și a mea a fost o continuare a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Vin și vă întreb, domnule Dobre, se pare că sunt condamnate să trăiască împreună cele două mari partide, vorba de PSD și PNL, doar culmea că de la un timp încoace se atacă pe unde se prinde. Asta mi-amintește de niște personaje cunoscute de mine pe viu, înainte de 1989, altfel destul de simpatici, oameni la vreo 35-40 de ani, soț și soție, care se păruiau aproape în parte, în casă, dar când aveau de mers la o nuntă, se luau frumos de braț unul cu altul, zâmbeau în stânga, în dreapta și ai fi spus că sunt doi porumbei care se simt foarte bine. Greșesc comparându-i cu vecinii din epoca aia, pe cei doi care în casă acolo se bat între ei și când ies pe stradă, sau aici e un pic invers? Să știți că iarăși susțin punctul meu de vedere și părerea mea este că n-ar mai fi cazul de așa ceva, având în vedere că în proporție de peste 60% vom fi la guvernare în aceeași formulă. Ce rost mai are să ne scoatem unii ochii celorlalți că doar am mai făcut-o și acum 4 ani când PNL-ul... A avut la motivul campaniei să scăpăm țara de PSD. Da, ce din, după și de? Am ajuns la concluzia că guvernăm împreună. Ce mă face să cred și să îi îndreptățesc puțin sau într-o oarecare măsură pe colegii mei din PSD, că au avut dreptate când s-au comportat așa sau când au comportamentul ăsta, având în vedere că ei au fost destul de serios, zic eu, și destul de maleabil cu PNL-ul când i-a luat în echipă la alegerile europarlamentare și le-a dat paritate de 1-1 și i-a scos din pasa sau impasul pe care l-a avut PNL-ul atunci, au făcut un plan și un pact că în septembrie vor fi unele alegeri, iar apoi ei au întors-o, cred că a venit și momentul să-i urecheze puțin, zic eu. Adică niște șuturi date așa sau niște brânci într-o cameră unde ai stins becul și o cam caută și ei până la urmă. E cam curtea școlii. Ăla care e părăcios la oră și spune lui doamna, el a aruncat așa, păi vine pauza. Îi mai pun și fața de catedră. Da. Și vine pauza și în pauză pentru cine are puterea să recunoască, se mai petreceau astfel de chestii pe la școală, nu? Da. Și iată că până la urmă diferența dintre clasa 5-a, a 6-a, B din oricare din școlile timpurilor noastre și ceea ce fac politicienii noștri nu e chiar prea mare până la urmă. Și a zis bine și o merită pentru că au vrut să facă prezențiale până septembrie. Sincer, nu? Da, asta au promis, domne, paritate 1-1, facem alegerile nu știu când. Și apoi s-au răzgândit. Păi ce faci, frate, după adică ce te dacă te-am prins, poți să-ți dau și eu la gleznă. Acum vrea să mai câștigi tu timpul ăștia ca să mă bași pe mine la noroi și că eu te-am scos pe tine facerea de bine, nu? Da. Suntem totuși în fața unei stări de fapt și datele sunt luate din spațiul public, din comunicările pe care le face și INS-ul. Asistăm la un deficit bugetar care a trecut de 4% din PIB în primele 7 luni ale anului. Creșterea de 0,5 puncte
uite, în ultima lună ne-am dat acu ca țară, dacă o ducem mai departe în felul ăsta? Domnul Dorobanțu, eu v-am spus mai devreme cum văd eu lucrurile. Singura noastră salvare este aceea care va avea rezultate destul de târziu oricum. Acum, eu totuși sper că acele cifre nu vor ajunge deficitul la 8%, doar dacă n-am eu datele guvernului în față. Dar, din ceea ce cred eu că se va întâmpla la bugetul de stat cu TVA-ul, s-ar putea să nu ajungem acolo în acel 8% pe care îl scontează mare parte dintre economiști sau dintre politicienii de opoziție. Eu cred că vom ajunge undeva la 6,5, maxim 7%. Maxim. Dar nu cred că vom sări de 6,5. Nu se poate, trebuie să aibă un impact pozitiv e-factura. Și de asta zic că... Chiar că mă puneți pe gânduri să stăm cu ochii pe aia, să stăm la prima raportare, da, la primul bilanț, mă rog, bilanț, nu în sensul contabil, când se va raporta. La sfârșitul trimestrului 3, începutul la urmă zile, nu, la 1 octombrie, 31 octombrie, 1 noiembrie, trebuie să știm. Noi trebuie să vedem situația la că trimestrul 3. Că nu ar fi și atât de bandiți printre noi încât să inventeze programe de calculator și să facă de acolo din burtă niște softuri încât să dea indexul ăla de ANAF. Domnul Dorobanțu nu mai poate să spună nici finanțele că au pe cineva în brațe sau că vrea să o crotească pe cineva sau să păsuie pe cineva. Pentru că se vede instant, s-a înroșit. Dacă eu v-am tăiat factură dumneavoastră și ea e în sistem, iar dumneavoastră n-ați înregistrat-o și vindeți mai departe marfă fără să o înregistrați. Acolo trebuie să revedere. Să... Deci el imediat a venit la tine și ți-a și spus pentru frumos, ce? Dăm factura, adică nu mai bâșbuie pe contabilitate. Dar nu mai linge nu la, ce. La hârtii, la facturile verzi ca pe timpul. Acum controlele vor fi foarte simple. Adică când o să ai control de la finanțe, nu să mai meargă că stai puțin că nu găsesc factura, că s-au jucat aia micii cu carnetul și au fugit pe nu știu unde, sau mi-au luat foc casa, sau nu știu ce. Zice, prietene, ți-a luat foc tot, uite cum e situația asta și cu asta. Dar poți să dai și foc la tot, practic. Nu și mai ai contează. Ce să faci. Poți să dai foc acum și la calculatorul tău, da, că e rămas în sistem și ți-o aduc ei. Dacă ai pierdut, da, ți-o aduc ei. Și acum termină controlul într-o zi cu tine, nu mai e nevoie nici de atâta lume sau atâția inspectori la finanțe, nu? Că să știe. Și el a venit în 3 zile, a terminat controlul, că tu ai 5 facturi neregistrate. Punct. Da. Într-o zi ți-a făcut raportul. Ce să-i spui? Păi care e motivul? De ce nu ai? Poți să mai inventezi ce să spui? Da, că nu i-am dat drumul să o descarcă. Nu există așa nu, ceva. Da, s-a conchis. Păi credeți dumneavoastră că grevele contabililor... Știți că noi vorbeam în niște emisiuni la un moment dat. Dom'le, cum să prindă contabilii spuma sistemului de învățământ pleacă la multinaționale, da? Pentru că sunt salarii mari. 5.000, 7.000, 9.000, 10.000 de euro și așa mai departe. Vârfurile acolo se duc. Nu rămân niciodată aici. Că așa se întâmplă, astea sunt statisticile, nu le-am inventat eu. Aici rămân cei cu mediu 7, 8, 6. Da. Și cum să-l prindă ăsta cu 6, 7 pe ăla de 10? Când ei copiau unul după celălalt. N-are niciodată acum șansă. Dacă ăla cu 10 dar atenție, a creat un sistem... Păi da, el a creat, dar mergea când nu era e-factura. Și de-aia au și ieșit ei în stradă atunci, dacă ați observat. Da. Știți că a fost greva contabililor. Domne, că ai scos e-factura, dar stai puțin că nu suntem pregătiți. Că așa și pe dincolo. De ce nu ești mai pregătit? Că nu-ți mai merge vrăjeala? Că știți ce făceau ei? Ei scăpau o firmă și patronul îi zicea, bă, dacă scapă asta, îți dau 5%. Da. Și 5% din niște sume, vorbim de 10.000 de euro, parcă se merită să fii contabil la unul de ăsta. Lucrurile așa au stat. Adică contabilii buni care făceau toate ghidușiile astea, luau comisiuni. Și când au văzut că a apărut e-factura, ei au ieșit în stradă, stai dumne că avem o problemă, că nu e sistemul pus la punct. Păi, prietene, spune la oamenii ăștia care nu știu ce reprezintă chestia asta? Tu ești în stradă de altceva, că nu mai poți să iei pe aia 5% sau 3%. Da, și să muncești pe o rentă fixă... Și acum îl prinde și ăsta cu 5, că îi zice, frate, unde ai pus-o? Da. Unde e factura? Pe unde o ai? Că el nu trebuie să mai inventeze nimic, el a dat click, i-a spus,
ce intrări a avut, ce a emis, ce a vândut și ce intrări a avut. Și la revedere. Da, e un server unic, poate doar să se găsească cineva să se ducă să dea cu o bombă din Ucraina, Rusia, într-un server de genul ăla, dar aici vorbim de niște iCloud-uri care sunt atât de bine puse la punct încât nu prea mai... E greu să... S-a cam dus vremea asta. Deja sunt niște vise să mă pot și s-au încheiat cu totul. Și mă gândesc și am speranța că lucrurile vor merge către bine. Spre bine, păreau că ar fi vrut să meargă și noile norme din legea pensiilor intrată în vigoare și asistăm în spațiu public. Mi se pare ciudat, deși eu o văd ca o lege bună, am să vă cer un comentariu de final pe tema asta, când găsim pensionari care sunt nemulțumiți, care se vaită și începe să se creeze un curent prin care se spune că legea asta pensiilor e proastă. Din punctul meu, așa cum o văd, în interpretarea unuia care gândește pe termen foarte lung la o vreme când va fi să iasă la pensie, mi se pare o lege bună. Este de foarte ce bun. Se întoarce împotriva celor care au pus-o în practică în zona spațiului public? Pentru că presiunea este foarte mare, alegerile se apropie, iar ei trebuie să lămurească lucrurile astea. Îmi pare rău că nu au pe comunicare specialiști care să lămurească lucrurile. Domnul Dorobanțu, știm foarte bine, mulți dintre noi, că una era să ieși la pensie, să-ți calculeze pensia casa de pensie de la Vâlcea, da. Și una era să-ți calculeze casa de pensie de la Olt. Da, s-a creat un fel de folclor că la Vâlcea ei puteai să ieși cu o pensie mai mică sau mai mare față de Olt, că nu aveai 3-400 de lei. Și mutau de domiciliu de acolo dincolo, unul la mână. Acum, pe legea asta unitară, este normal ca cei din Vâlcea, dacă cei din Olt au calculat-o bine atunci, iar ei aveau alt punct de vedere, este normal ca lor să li se pară ce faci, domne, că mi-ai luat 400 de lei. Păi nu mă, ți-am dat eronat atunci, nu ți iau acum. Am înțeles. Mai departe, noi știm cu toții că lor le vine pe decizie o sumă. Da. Dacă pensia în realitate azi o primesc mai mare, nu o să fie, tot pe aia o primesc. Numai că la anul nu să mai fie indexată cu indicele inflației până când nu va atinge pragul ăla. Adică el are cu 400 de lei mai puțin în realitate. Nu în realitate, în calculația, în acte. Nu se o mai indexeze până când în realitate, până când nu, indexarea nu va prinde pensia care are el în momentul de față. Mai departe. Mergem în domeniul minier. Singura, cred că, greșeală care e făcută sau neconcordată, că orice lege mai are și părți proaste. Da, corect. Da? Mi s-a părut acolo la nevăzători. E o scăpare. O să o rezolve, nu cred că e un capăt de țară. Dar până când nu plecau de undeva, n-aveau unde să ajungă. Și toată lumea, vedeți că despre asta vorbim, despre comunicare. N-au fost oameni care să le explice, bă, frate, nu te mai duci să ceri recalculare aici sau să nu ești mulțumit, că nu ți-o taie nimeni, ți-o lasă în pace. Stai liniștit că tot asta o primești. Nu, domne, dar de ce nu mai primești din ianuarie indexarea la ea? Păi nu înțelegi că ai primit mai mult acum, pentru că nu meritai. Pentru că a fost o pagubă pe care ți-o scot și eu de bun simț. Statul ar putea să spună mari comunicatori ai PSD-ului care lipsesc sau sunt pe câmp în clipa de față. Domne, orice politician care să pricepe și are comunicatori să iasă să le spună. Bă, mulțumește-te cu bucă că nu ți-o tai. Păi și n-a fost pe bune așa? Nu știam cu toții că în Vâlcea să ieșea la pensie mai bine decât în Olt? Și mulți și-au mutat domiciliile la acolo? Păi nu trebuie să recunoaștem că așa a fost. Ba da. Și atunci, acum când e o lege unitară și îi scade pensia, nu mai e bine. Păi n-a fost bine când ți-a dat-o, nu acum când ți-o taie. Aici e ca la un fel de faptă de contravenție. Bag mâna într-un contravenție. Ca la o faptă, să nu zic penală, nu știu, trec peste. Bag mâna într-un buzunar, te-am prins că mi-ai luat banii, hai bă, că ți-i lați pe ăștia, dar să știi că data care vine nu prea îți mai dau voie. Cam în felul ăsta. Nu e bine când se întâmplă lucruri din astea, pentru că ați văzut dumneavoastră și când se întâmplă în viața asta economică, între firme. Dom'le, știi, mi-a lăsat la bilet la ordin, dar nu îl bagă, s-a rugat de mine să-l mai las o lună. Mă, de ce îl mai lași?
ca să mai înțepe și pe altul să păcălească pe altul. Să nu, poate. Frate, nu te mai vreau în economie. Nu mai e timpul de partea noastră. Doamnelor, domnilor, ca foarte puține dăți, parcă în seara asta, nu știu, s-a dus foarte repede și sper că am avut cu toții capacitatea să înțelegem că albul e alb și negru e negru până la urmă și închei să vă spun eu, pregătiți-vă pentru toamnă și mergeți la vot. Domnule Dobre, vă las într-un foarte scurt monolog către cei de acasă, într-un dialog de fapt cu cei de acasă. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă mulțumim frumos și dumneavoastră că ne-ați urmărit, vă doresc tuturor răbdare, tenacitate și multă, multă sănătate. Doamne, mulțumim ajută! Frumos. Mulțumim frumos!